Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în seara aceasta este 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. 1 Timotei 1 cu 15. Acesta este un cuvânt de încredere și demn de toată acceptarea. Hristos a venit în lume ca să salveze pe păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Amin. Ca în multe alte pasaje ale scrierilor sale, Apostolul Pavel, și de data aceasta dă dovadă de o smerenie și o umilință deosebită. El, care s-a bucurat de un intelect mare de tot, el care s-a bucurat de studii, de teologie și de drept, cu mari dascăle ai timpului la Ierusalim, cu Gamaliel, omul acesta mare, spune, când este vorba de păcătoși, cel dintâi sunt eu. De fapt, în greacă și în engleză, cred că este prins lucrul acesta, spune, când e vorba de păcătoși, eu sunt șeful lor. Vârful piramidei. Și aceasta pentru că Apostolul Pavel își dă seama că fiind o persoană religioasă, este foarte posibil, după comentariile unor specialiști în ebraică, că Apostolul Pavel a fost membru în Sanhedrinul iudaic. Și aceasta rezultă din faptul că este prezent la moartea lui Ștefan, primul martir al Bisericii Creștine, și își dă încuvințarea pentru omorârea cu pietre a lui Ștefan, lucrul acesta îl făcea Sanhedrinul. 70 de bărbați care conduceau religios pe Israel și trebuie să specificăm și acest fapt, în timpul în care noi trăim, în Israel s-a reconstituit Sanhedrinul și este în funcțiune la ora aceasta când eu vorbesc acest mesaj. Adică, ce vrea să spun aceasta, ne apropiem de vremea sfârșitului, tot mai mult. Deci Apostolul Pavel dă dovadă de o smerenie extraordinară, lucru care, de fapt, trebuie să caracterizeze pe orice om al lui Dumnezeu. Dar, măcar că am citit un singur verset, Duhul Domnului a vorbit prin acest om și adâncimea cu care vorbește este profundă, tipică doar lui Dumnezeu. Voi sta în fața dumneavoastră cu smerenie, cu un mesaj pe care l-am intitulat Un cuvânt de încredere. Un cuvânt de încredere. Cuvântul de încredere despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și el ne spune trei lucruri despre această Evanghelie. Primul lucru este credibilitatea Evangheliei. Acesta este un cuvânt de încredere și demn de toată acceptarea. Hristos a venit în lume să salveze pe păcătoși. Aceasta este esența Evangheliei. Hristos a venit în lume să salveze pe păcătoși. Domnul ne-a vorbit prin întruparea lui Iisus și prin jertfa lui adevărul despre noi, că eram într-o stare de păcătoșenie, din care singur nu puteam să ne salvăm, să ieșim,
am intrat într-un cerc vicios prin păcat, din care n-am putut să ieșim nici cum, nici prin idolatrie, nici prin legea lui Moise chiar. Și de aceea Dumnezeu a venit în ajutorul nostru prin dragostea lui cea mare, prin faptul că a sacrificat pe singurul lui Fiu, pe Domnul Iisus Hristos. Și Evanghelia este demnă de credibilitatea oricăruia care o studiază. Și așa trebuie să începem viața de pocăință, cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Am fost săptămânile trecute, după cum știți, la Cluj, la o conferință profetică și în misiunea Vocea Creștinilor și, printre altele, am avut timp de întrebări și răspunsuri. Una din întrebările care mi-a fost adresată și mie și fratelui păstor dr. Florin Antonie a fost aceasta: cum putem să convingem pe un ateu de răpirea bisericii și de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos? Iar răspunsul pe care eu l-am dat a fost acesta: nu vă apucați de astfel de subiecte cu un om care nu cunoaște pe Domnul. Un om care nu cunoaște pe Domnul, Sfântul Apostol Pavel spune, cu mintea lui nu le poate pătrunde aceste taine, sunt prea înalte pentru el. La un om care nu cunoaște pe Domnul, nu te duci cu botez cu Duhul Sfânt și îl pui la stăruință, pentru că lumea nu îl poate primi. Nu-i spui de răpirea bisericii, pentru că acestea sunt povești științifico-fantastice pentru el. Dar poți ajunge la inima lui dacă îi spui Evanghelia, că Iisus Hristos îl iubește și vrea să-i mântuie sufletul. Acest mesaj este un mesaj credibil, demn de toată încrederea. Și oricine și-a deschis inima către acest mesaj, către jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, a putut să iasă de sub vâltoarea păcatului, să iasă de sub condamnarea mâniei divine și a judecății divine, a putut să scape de moarte eternă, mântuindu-și sufletul, pentru că esența Evangheliei este viața lui Iisus Hristos. Este un mesaj demn de credibilitate pentru oricine. Toți întreabă mulți, dar ceea ce e Evanghelie? Aceasta este Evanghelie, dragul meu. Hristos Iisus a murit pentru cei păcătoși, ca să-i salveze. Asta este esența Evangheliei. El a venit pentru acest scop. El pentru aceasta s-a născut în lumea noastră, ca să mărturisească dragostea lui Dumnezeu pentru fiii oamenilor, pentru mine și pentru tine. Glorie Domnului! Deci primul lucru pe care îl spune Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel este credibilitatea Evangheliei. Al doilea lucru pe care ne-l spune Duhul Sfânt aici este conținutul Evangheliei. Și sunt două referințe cu privire la conținutul Evangheliei. Primul, Evanghelia este recordul vieții lui Iisus Hristos. Și așa spune și aici: acesta este un cuvânt de încredere și demn de toată acceptarea. Uitați recordul. Hristos Iisus a venit în lume să salveze pe păcătoși. Iisus n-a fost un om oarecare. Iisus a fost un om deosebit. Nașterea lui, întruparea lui, a fost o naștere, o întrupare supranaturală, prin intervenție divină de la Duhul Sfânt. Dumnezeu a pregătit pentru Iisus Hristos un trup. A pregătit un embrion special, dacă vreți, pe care Duhul Sfânt l-a pus în pântecele Mariei, Fecioara Maria,
și a supravegheat ca acel copil din pântecele Mariei, pus supranatural acolo, să crească, să se dezvolte ca un om normal, bineînțeles, fiind supranatural, fără de păcat, s-a născut în lumea noastră, a trăit fără de păcat, s-a făcut păcat în locul nostru, luând murdăria vieții mele și a tale asupra lui, făcându-se păcat în locul meu și în locul tău. Și cum plata păcatului este moartea, de aceea omul Iisus a murit. Pentru că apoi să învieze glorios din morți. El este singurul care a putut să spună: Tatăl mă iubește pentru că am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi. Nimeni nu mi-o ia cu sila. El și-a dat viața pentru noi, dar El de la sine a înviat din morți. Și datorită acestui fapt a devenit, cum zice Cornilescu, urzitorul unei mântuiri veșnice, adică autorul unei mântuiri veșnice, glorie Domnului. Evanghelia este în conținut recordul întrupării sau venirii în lumea noastră a Domnului nostru Iisus Hristos. Este primul element în conținutul Evangheliei. Și al doilea element în conținutul Evangheliei este, pe lângă recordul venirii lui Iisus, rațiunea venirii lui Iisus. Care a fost rațiunea venirii lui Iisus Hristos? Hristos Iisus a venit în lume, de ce? Să salveze pe păcătoși. Să salveze pe păcătoși. Aceasta e rațiunea venirii lui Hristos în lume. Și aceasta este esența Evangheliei. O întrupare supranaturală, o naștere supranaturală, o creștere fără de păcat. Și apoi și-a făcut un plan să nu facă voia lui pe pământ. Chiar când s-a speriat și s-a înspăimântat până la moarte de faptul că va trebui să fie răstignit și să fie schingiuit de către păcătoșenia oamenilor. Imaginați-vă, Iisus vedea totul în față și nu era nimic străin pentru El ce urmează să îi se întâmple. Pentru că nu era numai om perfect în clipa aceea, era și Dumnezeu perfect în clipa aceea. Vedea toate lucrurile înainte, vedea cum urmează să fie scuipat, cum urmează să îi se smulgă barba, cum urmează să fie bătut nemilos până la sânge, cum urmează să fie huiduit de oameni, părăsit de cei dragi ai lui și cum urmează să fie răstignit pe cruce și chinul de pe cruce. El toate le vedea, toate le știa și în fața acestor aspecte carnea s-a înfiorat și a zis: Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Însă mă gândesc că eu am venit pentru alt scop. Am venit pentru alt scop, va spune în Ioan 12. Și acum ce voi zice? Tată, depărtează de la mine lucrul acesta? Nu. Tortocmai pentru aceasta am venit. De aceea va spune și în grădina Ghețiman: nu voia mea, ci voia ta să se facă, Tată. Am venit să-ți fac voia. Mărit să fie Domnul. Rațiunea lui Iisus erai tu și eram eu. Profetul Isaia, în marele capitol evanghelic 53, va spune: va vedea o sămânță de urmași și sufletul lui se va înviora. Aceasta era rațiunea pentru care aș stat să fie bătut, să fie scuipat, să fie batjocorit, să-i se smulgă barba, să fie bătut cu bice, cu plumb în capete și cu oase de scoică, pentru ca să-i sfâșie carnea până la oase. Avea o bucurie în față că poate să ne vadă pe noi, cei care vom crede, mântuiți, izbăviți
de urăciunea păcatului, ca să moștenim împreună cu El raiul veșnic. Glorie Domnului! Cum să nu primești pe Domnul când vezi ce a făcut acest Fiu de Dumnezeu pentru tine? Cum să nu te minunezi de conținutul Evangheliei? Este credibil. Nimeni n-a făcut un păcat pe care să nu-l poată ierta Mântuitorul Iisus Hristos. Nimeni. Orice păcat este iertat. Afară de unul singur, spune Sfânta Scriptură, blasfemia împotriva Duhului Sfânt, hula împotriva Duhului Sfânt. Și aceasta însemnează în realitate necredință în Dumnezeu. Asta este hula împotriva Duhului Sfânt. Necredință. Adică să nu crezi că Iisus este divin. Contemporanii lui au zis, tu nu faci minunile cu puterea lui Dumnezeu, pentru că tu nu ești Dumnezeu, tu faci minunile cu puterea diavolului. Negându-i divinitatea, aceasta o numește Iisus Hristos blasfemie, hulă împotriva Duhului Sfânt. Și ăsta e păcatul care nu se iartă. Cine nu crede în Iisus Hristos nu va fi mântuit niciodată. Poți să fii religios, poți să fii moral, poți să fii filantropistul cel mai mare din lume, să ajuți toată omenirea și toată averea să ți-o dai la săraci. Apostolul Pavel, tot el este cel care va spune în 1 Corinteni 13, în primele trei versete, dacă vreți să le puneți pe ecran ca să le citim pentru frați, și este bine, mai ales pentru audiența noastră de la internet, pentru cei care nu cunosc pe Domnul, să vadă lucrul acesta. Fraților, 1 Corinteni 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor, adică sunt nimic. Versetul 2. Și chiar dacă aș avea darul profeției sau al predicii, ca și mine, și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste pentru Iisus și pentru semeni, nu sunt nimic. Și apoi versetul 3, pentru cei care spun, eu atâtea fapte am făcut cu neputință să nu mă mântuie Domnul. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, toată, miliardar să fie, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste pentru Domnul, nu-mi folosește la nimic. La nimic. Ceea ce te poate mântui este credința în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră fără de păcat, a luat păcatul nostru asupra Lui și a murit pentru noi cu scop să ne mântuie. Aceasta este Evanghelia, acesta este conținutul Evangheliei. Evanghelia este credibilă. Deci credibilitatea Evangheliei, conținutul Evangheliei și cerința Evangheliei. Al treilea lucru, cerința Evangheliei. Cuvântul Domnului spune aici că a murit pentru cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Ce cere Evanghelia? Evanghelia cere ca tu și cu mine să o credem. Să credem că Evanghelia este istoria vieții lui Iisus. Să credem că Evanghelia este planul lui Iisus pentru mântuirea noastră. Și primind, acceptând Evanghelia în viața noastră, apoi să facem tot ce ne stă în putere și Evanghelia aceasta să o facem să ajungă la toți păcătoșii, la cât mai mulți. Știți că este vorba aceasta pornită de la o înțelegere
forțată, să zic așa, a unor texte biblice. Iisus Hristos a spus să mergem să predicăm Evanghelia la orice făptură, până la marginile pământului. Biserica este chemată să facă lucrul acesta, dar biserica nu are mandatul să cuprindă toată lumea, chiar dacă este răspândită în toată lumea. Mandatul prin care Evanghelia va fi vestită până la marginile pământului, după care va veni sfârșitul, mandatul acesta îl vor avea evreii. În timpul necazului celui mare, 144.000 de evangheliști, evrei, vor face lucrul acesta și apoi mandatul acesta îl vor avea deopotrivă evrei cu precădere. Ei vor fi cei din tâi și dintre neamuri, cei ce se vor naște și vor trăi în timpul împărăției de 1000 de ani, în timpul mileniului. Și atunci Evanghelia trebuiește propovăduită și omenirii îi se dă șansa aceasta. Primii 100 de ani de viață să audă Evanghelia și să se întoarcă la Domnul. Dacă în primii 100 de ani de viață, auzind Evanghelia și văzându-L pe Iisus Hristos care domnește de la Ierusalim, totuși se împotrivesc în firea lor pământească, deci numai din fire, că diavolul este legat cu demonii lui, se împotrivesc mesajului pocăinței și a Evangheliei, oamenii aceia vor fi nimiciți de pe pământ. De aceea cuvântul Domnului spune că cine va muri la 100 de ani va muri cum? Ca blestemat. Cum? Cu Iisus pe pământ, cu Iisus față în față și să-L refuzi pe Domnul Iisus Hristos și atunci? Și atunci vor fi oameni lipsiți de înțelepciune, care nu vor gândi deloc la binele lor etern, ci se vor gândi doar la viața lui lor de moment pe pământ. Dumnezeu să aibă milă de toți oamenii, căci toți avem nevoie de credință și de pocăință. Cerința Evangheliei este să fie crezută, să fie acceptată și să fie mărturisită, să fie trăită. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a binecuvântat cu posibilitatea aceasta să cunoaștem cuvântul Domnului, datoria noastră acum este ca acest cuvânt să ajungă la cât mai mulți. Poate că, așa cum spuneam și în alte ocazii și ați auzit de multe ori, nu poți să te duci să fii evanghelist. Noi suntem români și avem obligație față de neamul în care ne-am născut. Sunt zone încă în România unde Evanghelia este săracă, adică sunt puțini cei ce o vestesc. Acolo trebuie făcut investiții, acolo trebuie pregătiți oameni, sponsorați oameni, temători de Domnul, evangheliști, păstori și învățători, care să ducă mesajul dragostei lui Dumnezeu, mesajul mântuirii acestor zone unde întunericul încă stăpânește și unde lumina Evangheliei trebuie să pătrundă. Este datoria noastră. Este datoria noastră să ne uităm la semenii noștri și să iubim așa cum spunem că îl iubim pe Domnul. Și nu contează ce culoare au semenii noștri. De aceea nu este ceva doar de a face cheltuială și de a face pe placul unor oameni care s-au gândit să meargă în Africa sau s-au gândit să meargă prin țările musulmane, riscându-și viața și familia în zonele acestea unde a fi creștin însemnează a fi condamnat la moarte de către autoritățile islamiste ale acestor locuri. În Iran, în Arabia Saudită, în Yemen, în Somalia, locurile acestea, Libia, Maroc, în locurile acestea, chiar dacă, cum este Marocul, sunt biserica creștină este aprobată să funcționeze, asta nu însemnează că și poate să funcționeze cum trebuie. Noi știm foarte bine că am trăit sub comunism. În comunism era, după Constituție, drept să crezi ce vrei să crezi, după propria-ți conștiință, să crezi în Dumnezeu. Și după Constituție și după legea de funcționare a cultelor religioase spunea orice
cult religios aprobat de Constituția României și de Guvernul României, dacă are minimum 20 de membri care nu au un loc de închinare, au dreptul să ceară să li se aprobe un loc de închinare și să primească aprobarea ca să-și construiască un lăcaș de închinare. Așa spunea legea, așa spunea Constituția. Dar de la a spune și până la a se împlini lucrul acesta, era un lucru mare, mare de tot. În județul Prahova, unde am fost păstor, 27 de ani nu s-a aprobat nici o biserică să fie construită. 27 de ani. Când m-am dus cu cererea bisericii pe care am păstorit-o la inspectorul de culte, omul care era peste biserici din partea statului, și am zis, vrem să cumpărăm o clădire și să ne construim altă biserică, locul unde suntem nu este adecvat, și am explicat toate lucrurile, mi-a zis, în 27 de ani de când sunt aici inspector de culte, nu s-a construit nicio biserică, nici voi nu o să construiți. Noi suntem o țară socialistă și oamenii muncii au întâi prioritate ca să aibă locurile de care au ei nevoie. Fie case, fie cămine culturale, fie săli de cultură, fie... Apoi voi, nu spunem că nu aveți dreptul, că aveți dreptul după Constituție, dar nu aveți prioritate. Așa era. Aveai drept, dar nu aveai prioritate. Și era greu să înaintezi. În lumea noastră sunt locuri unde Evanghelia pătrunde greu. Și mulțumim Domnului că sunt oameni care riscă în numele Domnului să se ducă în ținuturi ca acestea și să vestească Evanghelia. În România, dacă te duci în anumite zone, Dobrogea, Oltenia, oamenii de acolo încă trăiesc în întunericul acela în care, dacă se duc credincioșii și acum au experiențe de felul acesta, cu toate democrația care există în România, preotul iese de multe ori în fruntea oamenilor pe care îi îmbată și îi pregătește ca să facă rele, pune în mâna lor bețe, cozi de topoare și de sape și să vină să-i bată pe credincioși și să-i fugărească din ținuturile acelea, să nu predice cuvântul. Este întuneric. În întunericul acesta a venit Iisus Hristos să strălucească cu Evanghelia Lui. Și El strălucește, glorie Lui, pentru că este Domnul vieții. Și planul Lui este ca nu o mână de oameni să se mântuie. Planul Lui Dumnezeu este, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și șefii păcătoșilor pot să creadă, cum zice Apostolul Pavel, el se consideră șeful păcătoșilor pentru că și-a dat seama că a fost un om religios, crezând că face ceva bun pentru Dumnezeu. Și a mers până acolo că a persecutat Biserica lui Hristos, a condamnat la moarte oameni nevinovați și a pus în temniță familii, femei, tineri și tinere, bărbați nevinovați, dintr-o râvnă nesocotită. Dar când s-a întors la Domnul și a înțeles dragostea lui Hristos, omul acesta a acceptat să sufere totul pentru Domnul Iisus Hristos, să se ducă în toate locurile cât l-au ținut puterile în vremea aceea, și a făcut un lucru mare. Să nu uităm că mijloacele de călătorie erau rudimentare în vremea aceea, mai mult pe jos, călare, cu corăbile dintr-un loc în altul, unde dacă era pe coastă, dar mai mult pe jos. Și cu toate acestea, Apostolul Pavel a străbătut Asia Mică, a străbătut Europa, a pus fundația multor biserici, dar mai ales în locurile în care a ajuns și unde a fost închis și chinuit pentru Evanghelie, bătut ca și Domnul lui, Iisus Hristos. Acolo s-a pus și a scris.
cuvântul Domnului, inspirațiile pe care le-a primit, le-a așezat pe hârtie ca să nu se piardă. Și acest cuvânt a adus un rezultat mai mare decât drumurile pe care el le-a făcut personal, umblând în toată lumea. A fondat multe biserici, dar nu mai există niciuna din bisericile pe care el le-a fondat cu 2000 de ani în urmă. Nu mai există. Dar din ceea ce a scris Apostolul Pavel, chiar din temniță, epistolele lui au umplut lumea noastră de zeci de milioane de credincioși, de biserici care s-au născut în urma ascultării cuvântului, așa cum l-am ascultat noi în seara aceasta. Iată un cuvânt vrednic de crezare. Cuvântul vrednic de crezare este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este viața lui Iisus, care are credibilitate. S-au ridicat mulți să conteste nașterea lui din Fecioara Maria. S-au ridicat mulți să conteste chiar moartea lui, dar având în vedere condițiile istorice în care se afla Israel în vremea aceea sub ocupație romană, au zis cu siguranță că lor fi omorât, lor fi răstignit, dar au contestat și contestă învierea lui din morți. Dar frați și surori, Apostolul Pavel spune, dar acum Hristos a înviat din morți. El este viu în vecii vecilor. Cuvântul lui este un cuvânt viu și adevărat. Evanghelia lui, care vorbește despre mântuirea noastră a celor păcătoși, prin credință în viața lui, Evanghelia lui este la fel de proaspătă și astăzi ca atunci când a vestit-o Apostolul Pavel. De aceea, să nu ne fie greu celor care suntem mântuiți să spunem lucrul acesta. Avem prieteni care sunt nemântuiți, avem membri în familii care sunt nemântuiți, unii dintre noi. Trebuie să le spunem Evanghelia. Nu trebuie să le explicăm neapărat cine au fost nefilimii, urieșii. Trebuie să le explicăm cine a murit pentru păcatul lor, pentru că aceasta trebuie să înțeleagă prima dată. Și dacă acest lucru îl vor înțelege, atunci Dumnezeu le va deschide mintea la tainele Evangheliei. Pentru început, așa cum spune Apostolul Petru, să doriți laptele duhovnicesc și curat al cuvântului, ca prin el să creșteți. Mă rog Domnului ca această Evanghelie, care este demnă de încredere, să fie bucuria noastră, să fie trăirea noastră și să fie tăria noastră. Avem unde să o spunem din casele noastre, în vecini, așa cum în orașul în care trăim, la locul de muncă, în școala în care suntem și până la marginile pământului, dacă Dumnezeu deschide posibilitatea sau dacă noi, lucrând împreună cu Domnul, creăm aceste posibilități, pentru că este în puterea noastră și în interesul nostru să lucrăm pentru Evanghelie și să creăm posibilități ca aceasta să ajungă la cât mai mulți. Fie dar ca mesajul Evangheliei să poată să mântuie și astăzi, iar cei mântuiți la rândul lor să se ducă cu bucurie și să trimită mai departe mesajul acesta până când Domnul va hotărî să vină și să ne cheme pe toți acasă. Amin.